Ziua prefecturii a fost sărbătorită la Palatul Administrativ din Drobeta Turnu Severin. La întâlnire alături de prefectul Alin Isuf au fost prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, primar, deputați, senatori, dar și reprezentanți ai instituțiilor din județ. Zi de sărbătoare în județul Mehedinți, factor de echilibru în comunitate, garant al respectării legii, instituția prefectului este celebrată în fiecare an în data de 2 aprilie. Cu prilejul acestei zile a fost organizată o ședință festivă, unde au fost prezenți prefecți și subprefecți care au ocupat aceste funcții de-a lungul timpului, începând de după Revoluția din 1989, atunci când instituția s-a reînființat. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la eveniment. Acesta a vorbit despre buna colaborare pe care o are în prezent cu instituția prefectului și despre importanța acesteia în societate. De-a lungul mandatelor de vicepreședinte și de președinte al Consiliului Județean Mehedinți pe care le-am avut, am colaborat în general bine cu instituția prefectului și le mulțumesc domnilor prefecți care au văzut în Consiliul Județean Mehedinți un partener în administrație și nu un subordonat. Între cele două instituții, așa cum știți foarte bine, nu există un raport de subordonare, dar nu vă ascund că au fost perioade în care Consiliul Județean Mehedinți a fost tratat așa fără nicio justificare. Dacă în timpul le rezolvă pe toate, s-a rezolvat și această problemă și iată-ne astăzi Consiliul Județean Mehedinți și Prefectura Mehedinți într-un parteneriat onest și, zic eu, în interesul cetățenilor județului Mehedinți. La nivel instituțional, acum este o stare de normalitate și este firesc să fie așa, pentru că doar atunci când lucrăm în echipă, noi cei din administrație, putem livra soluții la problemele cetățenilor, ne putem îndeplini atribuțiile pentru care am fost aleși sau numiți în funcții publice. Respect instituția prefectului așa cum este astăzi. După parcursul pe care l-a avut de-a lungul anilor și transformărilor prin care a trecut, a devenit o instituție de bază în statul de drept, un garant al implementării politicilor și programelor de guvernare în teritoriu. Suntem în fața unei etape importante pentru investiții, atât în județul Mehedinți, cât și la nivel național. Avem Programul Național de Redresare și Reziliență cu fonduri europene. Și avem și Programul Național Angel Saligny cu fonduri guvernamentale pe care le vom accesa la nivelul județului Mehedinți. Actualul prefect al județului Mehedinți este Alin Isuf, cunoscut drept un om corect, integru și cu o vastă experiență în administrație. Vă rog să-mi permiteți să vă urez bun venit și să vă transmit mulțumiri pentru faptul că ați acceptat invitația de a participa astăzi la evenimentul pe care l-am organizat pentru a marca ziua instituției prefectului, zi cu o încărcătură istorică și simbolică, instituită prin legea numărul 348 pe 2018, stabilind ca dată 2 aprilie. Dar geneza zilei instituției noastre este legată în mod direct de domnia lui Alexandru Ioan Cuza, domnul unionist și reformator, care la 1 aprilie 1864 legifera titulatura de prefect cu înțelesul de cap al administrației județene. Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu l-a felicitat de asemenea pe Alin Isuf în această zi de sărbătoare și a vorbit despre importanța instituției prefectului încă de la începutul acesteia. Rolul acesteia este deosebit de important și nu mai e cazul să-l subliniez eu aici, s-au spus multe lucruri adevărate. Vreau doar să menționez că de-a lungul timpului au fost și păreri care convergeau spre ideea de a desființa această instituție, considerând-o inutilă. Nu, eu consider că este deosebit de utilă
și utilitatea ei o simțim în fiecare zi, mai ales în ceea ce privește respectarea legalității și a actelor administrative din județul Mehedinți, dar și în ceea ce privește situațiile de urgență, situațiile neprevăzute, calamitățile și toate celelalte lucruri mai puțin plăcute cu care se confruntă locuitorii din județul nostru și nu numai, din întreaga țară. Fiind un pic mai în vârstă, i-am cunoscut pe aproape toți prefecții județului Mehedinți, destul de bine, și pe mulți dintre subprefecți. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru activitatea depusă. Sunt convins că au făcut-o cu bună credință, așa cum priceperea și contextul politic în care au evoluat le-a permis. Vreau să aduc un pios omagiu celor care au condus instituția prefectului și astăzi nu mai sunt printre noi și le mulțumesc în mod special pentru activitatea pe care au depus-o. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc funcționarilor din prefectură, din instituția prefectului, celor care, în ciuda tuturor schimbărilor și politice și administrative pe care le-a suferit instituția, și-au făcut treaba bine, cu devotament, cu abnegație și ei sunt cei care duc instituția înainte. De asemenea, la ședința festivă au fost prezenți primarii județului Mehedinți, printre care și cel al municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu. Acesta l-a felicitat pe Alin Isuf pentru munca depusă până în prezent și este convins că vor avea o bună colaborare în continuare. Instituția prefectului, mai ales în contextul în care ne aflăm astăzi, este extraordinar de importantă. Pe două paliere. Unul legat de relația cu celelalte instituții, cu primăriile, cu cei care vă aflați în sală, și s-a demonstrat acest lucru în cei doi ani de pandemie. Poate dacă pe timp de pace nu era prea luat în seamă, acum s-a demonstrat că este extraordinar de importantă. Are rolul de a ne uni pe toți, de a ne ține aproape, în ideea de a sprijini oamenii pe care vremelnic îi conducem. Este important să fim cu toții legați de municipiu, de județ, de ceea ce avem cu toții de făcut, mai ales că, repet, timpurile nu arată atât de bine. Un alt rol este legat de relația directă cu cetățenii. Prefectura ne poate ajuta și la nivel de primărie am simțit lucrul acesta în toți anii ăștia care s-au derulat de când sunt eu primar din 2016. Au mai fost și misincope, dar nu legate de autoritatea prefectului, cât cea legată de angajații prefecturii. Și aici trebuie să avem cu toții atenție, și eu la primărie și dumneavoastră instituțiile pe care le conduceți, că de multe ori angajații noștri iau ora înainte și cei care au de suferit în primul rând suntem noi. La eveniment au fost prezenți și parlamentarii PSD Mehedinți, Alin Chirilă, Cornel Folescu, dar și secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Bogdan Simcea. Toți factorii decizionali de la nivelul județului nostru, dar și reprezentanții socialdemocraților în Parlamentul României și în actul guvernamental depun toate eforturile pentru ca dezvoltarea județului nostru să continue.